Bună seara tuturor! Vă invit în seara aceasta la o seară specială, din două puncte de vedere, pentru că vorbim despre niște produse ale naturii absolut extraordinare, despre produsele stupului, care ne oferă energie pură din natură. Și în al doilea rând este o seară specială pentru că este ultima seară din acest an pe care o petrec alături de dumneavoastră. Și stau așa și mă uit în spate că avem seri multe petrecute împreună la Gura Sovei cu pisica în brațe și mă bucur că în fiecare seară fiecare seară de luni a acestui an am putut să fim împreună. Așa că hai să începem să lucrăm pentru ultima seară a anului acesta și să vorbim despre produsele stupului. În primul rând, produsele acestea sunt absolut total naturale, pentru că ele sunt produse de către albini. Acestea, și aici voi cita câteva lucruri destul de importante ale unui profesor special care a studiat aspectele legate de apicultură și voi cita din istoria apiculturii române, realizată de către domnul profesor dr. Dumitru Curcă. Dumnealui spunea că albinele au apărut pe pământ cu mult înaintea oamenilor, în urmă cu 25-50 de milioane de ani, deodată cu plantele și de atunci ele trăiesc în perfectă armonie și interdependență cu acestea. Ba mai mult, ne dăruiesc nouă oamenilor elixirurile deosebite care sunt atât de importante pentru sănătatea noastră. Un pic de istorie povestită tot de domnul profesor Constantin Dumitru Curcă. În Egiptul antic, mierea era folosită și este prezentă în diversele inscripții ale mormintelor. Deci, primele atestări despre miere sunt în anul 3200 înaintea erei noastre. S-a mai descoperit că egiptenii foloseau ca și conservant fructele în miere, deci le foloseau ca și conservant, îmbălsămau cadavrele, deci erau folosite ca și conservant în tot ce era în lumea lor. Mierea și ceara sunt menționate în papirusul pentru că erau utilizate în cremele cosmetice pe bază de ceară și în ziua de astăzi și mierea și ceara de albine sunt vehicule importante și baze importante care se folosesc în cremele cosmetice. Atât în Biblie, cât și în Talmudul ebraic se amintește despre mierea de favure, în Coranul arabilor, în India antică. În India antică erau cunoscute peste 8 sortimente de miere. Deci, practic, de pe atunci au apărut primele atestări scrise despre utilizarea mierii și a produselor stupului. În Grecia antică, Aristotel, în descrierea animalelor, se referă pe larg la miere și spunea că aceasta era utilizată frecvent în tratarea contuziilor, flăcilor, dar și în cremele cosmetice, emoliente pe bază de ceară, deci deja erau folosite pentru lumea cosmetică. Tot dovezi științifice, ca să spun așa, Plinius cel Bătrân, un reputat enciclopedist roman și cu multe aspecte legate de partea medicală, ca să spun așa, povestea despre albine și despre produsele acestora în istoria naturală în anul 77 după Hristos. Și spunea că ceara și propolisul erau folosite ca și medicamente. Este citată ceara punică. Aceasta era o formă de ceară înălbită care se folosea mai ales în Cartagina, de aceea și primit denumirea de ceara punică. Și era una dintre cele mai fine sortimente de ceară folosite în diverse creme cosmetice și folosite pe timpul romanilor pentru prevenirea uscării pielii provocate de abuzul de săpunuri alcaline. În Dacia, pe teritoriul țării noastre, s-a demonstrat
că avem o întreagă istorie în ceea ce privește utilizarea produselor apicole. Încă de pe vremea lui Herodot, se spunea că pe pământurile Istrului, pământurile dincolo de apă nu pot fi călcate cu ușurință din cauza mulțimii albinelor, deci deja atestare asupra albinelor pe teritoriul Daciei. Apoi se spunea că hrana geților consta în primul rând în miere, legume, lapte simplu sau preparat și foarte puțină carne, căci aceasta era credința lui Zamolce. Și deci ei se hrăneau cu aceste produse ale supului, constituiau una din baza alimentației. În istoria Evului Mediu, în 1404, pe vremea lui Alexandru cel Bun, erau citate despre ceara verde aromată, care era foarte apreciată în Viena, iar marele cărturar Dimitrie Pantemir, în Decisio Moldavie, spunea despre ceara verde aromată, care aceasta de fapt era o combinație între ceara și propolis. De asemenea, se spunea că în Moldova și țara românească erau peste 1 milion de supi. O statistică a anului 1763 menționa că doar în Moldova erau peste 670 de supi. Deja în lumea modernă, în 1907, a fost scrisă prima lucrare despre apicultură, Călăuza supului se chema, și a primit premiul Academiei Române. Această lucrare este scrisă de Nicolaescu și Stoenescu. În 1915, la Iași, apar primele ateliere de prelucrare a mierii și a prelucrării produselor apicole. Iar în 1915, pe 21 decembrie, se organizează primul congres național de apicultură, când s-a hotărât și înființarea Revistei Naționale de Apicultură. În 1930 are loc înființarea secției de apicultură în cadrul Institutului Național Zootehnic din România și în a doua etapă înființarea stațiunilor de cercetări între 1957 și 1974 în cadrul Centrului de Studii, Proiectări și Învățământ al Asociației Crescătorilor de Albine. Da? Deci, atestări documentare ale utilizării produselor supului de-a lungul istoriei și faptul că în țara noastră există o tradiție importantă în producere de miere și în consumul de miere. Practic, produsele supului sunt mierea, polenul, propolisul și lăptișorul de masă. Să vedem fiecare dintre ele ce beneficii aduc sănătății noastre și de ce. Din multitudinea de sortimente de miere, din faptul că noi totuși suntem, românii sunt niște producători mari de miere, de ce aș alege produsele supului din business-ul meu și anume din business-ul Forever? Păi, în primul rând, optez pentru acest lucru pentru că produsele supului în ziua de astăzi la noi în țară ne-am bucurat teribil să poată fi 100% naturale, neafectate de pesticide sau de poluani. Noi știm că au o valoare nutritivă ridicată, dar ar fi foarte greu ca toți apicultorii pe care îi avem în țară la noi să obțină o miere 100% naturală și ferită de toate pericolele pe care le avem în jur din punct de vedere al poluării. Câteva aspecte legate pur și simplu despre miere ca atare, mierea la modul general. Mierea este cea care conține peste 100 de substanțe extrem de importante pentru funcționarea corespunzătoare a organismului. Și iată câteva clase dintre ele. Glucoza, în 40% din compoziția mierii.
Compoziția poate varia, dar baza cam aceasta ar fi. Fructoză 35% și alte zaharuri. Dar atenție! Toate aceste zaharuri nu sunt competitive cu zaharurile rafinate, ci este sunt zaharuri, multe dintre ele cu indice glicemic mediu. Nici mare, nici mic. Un indice glicemic mediu care demonstrează că aceste zaharuri sunt foarte bine tolerate de către organism. Mai avem proteine, fermenți, acizi organici, microelemente. Raportul lor în conținutul mierii depinde de condițiile locale și aici intervine partea legată de calitatea mierii pe care noi o avem la dispoziție pusă de producătorul nostru. Deci, condițiile locale, de anotimpul. Unele plante cresc numai în anumite perioade ale anului. Cele mai bune sortimente de miere sunt cele de miere polifloră. Ele au cea mai mare putere nutritivă. În plus de aceasta, mierea este foarte bună de utilizată ca și un conservant. Și aici era dat exemplu populația insulei Ceylon, care tăia carnea în bucăți, le ungea într-un anumit cu o anumită rețetă cu miere și le atârna la un metru deasupra pământului, unde rămâneau practic nealterate și cu gust bun mai bine de un an. Deci mierea era folosită ca și conservant. Pentru a produce un kilogram de miere, o albină aduce în faguri sucului 4 litri de nectar. Apoi, ziua, dar mai ales în cursul nopții, se face vânturarea și uscarea nectarului. Albinele care stau la stup bat într-un anumit ritm din aripi pentru a erisi cu acei curenți de aer deasupra fagurilor, orientați într-un anumit mod, curenții încărcați cu vaporii apei din nectar sunt vânturați mai departe de albine și luați transportat mai departe. Apoi, nectarul este luat în bucă de către albină și mutat de sute de ori dintr-o celulă în alta, celula sucului, ne referim. La fiecare mutare, albinele îi adaugă de fiecare dată enzime pe care le secretă. Când apa din nectar se reduce la o concentrație de 17-18%, albinele ceriere, cele mai tinere, adică cele care nu au zburat niciodată în afara sucului, acoperă apoi fiecare celulă a sucului plină de miere cu o peliculă structură de ceară și o izolează astfel de exterior. S-o pune la adăpost. Toate aceste lucruri, enzimele cu care nectarul florilor este îmbogățit de către albine, aduc beneficii generale pentru sănătatea noastră. De ce? Mierea ajută la un somn mai liniștit. Conține 80% zaharuri naturale și, spuneam, unele cu indice glicemic mic sau mediu, care ridică ușor nivelul insulinei și nu rapid, așa cum o fac zaharurile rafinate, cum este zahărul rafinat, care contribuie la o creștere bruscă a nivelului insulinei. Deci aceste zaharuri din miere ajută triptofanul, substanța responsabilă cu somnul, să ajungă mai repede la creier. Și de aceea mierea este un bun, ca să zic așa, în nivelul somnifer. Oferă energie datorită glucozei și tuturor celorlalte elemente nutritive. Te ajută să slăbești? Da! Îndulcirea lucrurilor cu miere te ajută să slăbești pentru că conține atât glucoză cât și fructoză. Da? Deci nu conține numai zaharurile rafinate, ca să spun. Acest lucru ajută la arderea grăsimilor și în plus potolește pofta de dulce. Ajută la calmarea tusei. Datorită proprietăților sale, antiinflamatorii, antimicrobiene și antioxidanți. Protejează sistemul imunitar prin flavonoidele florale, acei antioxidanți extrași din nectarul de fructe. Contribuie la menținerea echilibrului endocrin. Susține digestia, stimulează dezvoltarea de bacterii benefice la nivelul tubului digestiv și favorizează tranzitul intestinal,
ajutând concomitent și la eliminarea promptă a deșeurilor din organism. Alte beneficii, spuneam, se protejează, deci acestea sunt beneficii locale. Când aplici mierea pe piele, se protejează local împotriva infecțiilor care pot apărea în cazul buliturilor, tăieturilor la nivelul pielii. Face minuni pentru piele, este un produs cosmetic extraordinar, calmează pielea iritată, hidratează pielea uscată, o calmează în profunzime, poți pune o mască de miere în fiecare săptămână, mask powder, masca noastră din gama aloe flor de juvan, poate fi preparată într-o porție egală cu mierea și aduce beneficii suplimentare măștii de bază pe care noi o avem. Este benefică inclusiv tenului cu puncte negre sau cu osuri, deoarece aminoacizii și enzimele conținute de miere vor acționa în profunzime. Deci, miere de la Forever. Pentru că, în primul rând, nu conține decât ingrediente de tip bio. Apoi spuneam că cea mai bună miere este cea polifloră. Și mierea noastră este polifloră din floră montană, din floră sălbatică montană, de înaltă altitudine, lipsită de risc de contaminare cu poluanți. Este un îndulcitor nutritiv gustos, delicios, cu un conținut de 700 kcal per lingurită. Este ușor asimilabilă, bogată în carbohidrați de calitate și minerale precum calciu și fosfor. Reprezintă o sursă de energie care poate fi pusă rapid la dispoziție organismului. Și vedeți aici, conținutul bogat nutritiv, glucide, minerale, vitamine, enzime, proteine și aminoacizi, acizi organici. De aceea putem să spunem că mierea polifloră de Forever, Bee Honey, este una dintre cele mai bune și cele mai de calitate formule de miere care poate exista în apicultură. Un alt produs al sucului, polene. Este important să știm că pentru o lingură de polen, o albină muncește 8 ore pe zi timp de o lună. Asta este salariul ei, da? O lingură de polen. Fiecare pelet de polen conține peste 2 milioane de granule de polen de floare. Iar o lingurită conține 2,5 milioane de granule de polen de floare. Dar nu doar polenul de floare. De ce? Pentru că peste polenul din floare, albinele secretă apoi nectar și enzime speciale, ceea ce constituie polenul de albine. De ce fac această precizare? Pentru că sunt foarte multe persoane care au alergii la polenul de floare, dar care nu au alergii la polenul de albină. De aceea, eu la foarte multe programe de sănătate, la persoanele care au alergii la polenul din floare, le recomand polenul de albine, pentru că sunt două chestii diferite. Polenul de albine conține în plus, față de polenul din floare, vitamine, minerale, aminoacizi, enzime, coenzime și chiar hormoni, care se contribuie la starea de bine a organismului. Polenul conține de două ori mai multe proteine decât carnea de vită, și nu aduce grăsimile pe care o bucată de carne le aduce. Și de aceea poate fi considerat o sursă excelentă de proteine pentru vegetarieni, pentru că este foarte bogat în aminoacizi esențiali și 30 de kilograme de polen aduc organismului doar 28 de kilocalorii, dintre care 7 grame sunt carbohidrați, 15% lecitină, 25% proteine de cea mai bună calitate. Deci este un preparat care n-ar trebui să lipsească din buzunarul niciunuia dintre noi. Alte beneficii. Ameliorarea digestiei, reglează tranzitul intestinal, stimulează arderea grăsimilor și ajută la controlul greutății și ați văzut câte puține calorii are o tabletă de polen. Ameliorează funcționarea sistemului imunitar și stimulează detoxifierea organismului.
ameliorează funcționarea respirației și o face să fie mai liberă. De aceea este un produs excelent de utilizat în acest sezon rece, când este mai mare frecvența infecțiilor respiratorii. Crește capacitatea de efort și îmbunătățirea performanței sportivilor și poate fi un adjuvant de nădejde al sportivilor înainte de competiții, pentru că nu le încarcă stomacul așa cum o face mâncarea, dar le aduce energie și elemente nutritive. Reduce efectele secundare ale chimioterapiei, pentru că primind atât de multe elemente nutritive, asigură organismului o mobilizare pentru a elimina starea de rău. Îmbunătățește potența și chiar libidoul, ajută la reducerea inflamațiilor. De ce Forever Bipogen? Pentru că este un supliment alimentar esențial. Este foarte bogat în vitamine și minerale. Conține toți aminoacizii esențiali. Este un produs de calitate superioară obținut prin liofilizare, adică eliminarea apei în zi și la rece, fără să distrugă proprietățile și calitățile nutritive ale produsului. Substanțele nutritive sunt imediat asimilate și ușor absorbite. Contribuie astfel la buna funcționare a sistemelor circulator, digestiv, imunitar și nervos. Repet, de ce Bipolen? De ce Forever Bipolen? Este extras de albine din florile ce cresc în regiuni izolate, intens deșertice și lipsite de poluani. Din suc este colectat în recipiente speciale din oțel inoxidabil care se asigure prospețimea și se-i păstreze nealterate calitățile nutritive. Este produs 100% natural. Nu conține conservanți, coloranți, aromatizanți artificiali. Și un punct foarte. O tabletă de polen de Forever conține 500 de miligrame de polen, adică jumătate de kilogram, dragii mei, de polen, într-o singură tabletă, față de polenul pe care îl găsim în diverse magazine apicole, unde avem la granule și ceva dintre ele, să vedem spre finalul expunerii mele niște comparări de prețuri. Deci, practic, într-un flacon de Forever Bipolen, la 100 de tablete, avem 50 de kilograme de polen per flacon, dragii. Deci, ca să înțelegem cât de concentrată este formula pe care o avem. Foarte important, conținutul de lecitină, care există în mod natural în fiecare celulă, noi o avem în acest polen natural. Și lecitina este unul din elementele importante pentru menținerea sănătății celulei și pentru metabolismul lipidic. Despre propolis. Acesta este un cocktail de substanțe extrase din rășini, din cel puțin 20 de specii de arbori. Și este pentru suc o adevărată barieră de protecție. De altfel, și cuvântul ca atare, propolis, vine din greacă, care înseamnă partea dinaintea cetății. Studiile moderne de microbiologie au arătat că un preparat de propolis inhibă numai puțin de 21 de bacterii, 9 specii de superbi parazite, 30 de tipuri de virusuri, incluzând și varietățile acestora, sunt distruse de către propolis. Este cel mai puternic element natural anti-infecțios cunoscut pe pământ. De asemenea, un studiu realizat de către cercetători germani au arătat că pacienții care luau 50 de picături de tinctură de propolis, deci vorbim de tinctură de propolis, unde cantitatea de propolis este foarte mică comparativ cu o tabletă de propolis pur, așa cum avem noi și o să vedeți. Deci, utilizarea 50 de picături de tinctură de propolis de 4 ori pe zi scădea probabilitatea de a face o infecție cu virus gripal cu până la 40%. De asemenea, majoritatea pacienților care deja erau bolnavi și care au primit propolis s-a redus timpul de vindecare de la 3-4 zile la 6-7 zile.
De aceea, concluzionăm că propolisul este un excelent antibiotic natural, care acționează progresiv în intubarea bacteriilor și virusurilor, concomitent reface și testicurile legate de către acestea și favorizează și eliminarea secreților din exces în căile respiratorii. De aceea, este fantastic în combinație cu mierea pentru tot ce este legat de tulburările și de problemele respiratorii, concomitent, utilizarea mierii și a propolisului contribuie și la eliminarea simptomelor deranjante ale colitei de fermentație și de, de putrefacție. În plus, ce mai este de știut? Propolisul este, deci, un foarte bun antibiotic natural, un foarte bun element nutritiv natural și este un foarte bun antioxidant, făcând parte din primele 20 de elemente nutritive ca și putere antioxidantă. De aceea este foarte bun de utilizat ca și tonic în asemenea de primăvară. De asemenea, contribuie și la echilibrarea nivelului hormonal. De exemplu, au fost studii făcute în Japonia, în Statele Unite, în Rusia, și au evidențiat faptul că propolisul administrat sistematic mărește producția de celule specializate ale sistemului imunitar, le face mai puternice, am zis aici mai agresive, dar eu mai zic după le face mai puternice, ceea ce determină o mult mai mare rezistență la infecții de orice tip de germe. Administrarea zilnică de propolis îmbunătățește ritmul cardiac, reglează tensiunea arterială, normalizează cantitatea de colesterol rău în sânge și are rol important și în refacerea elasticității vaselor de sânge. Aplicat extern, propolisul este eficient în refacerea pielii, stimulează cicatrizarea nasturi, elimină aspectele neplăcute date de cosuri, de acnee și de puncte, de puncte negre. De ce Forever Deep Propolis? Pentru că, în primul rând, ca și celelalte despre care am vorbit în acum, este colectat din regiuni intens deșertice clar nepoluate, deci cu certitudine fără urme de poluant. Pentru că asigură menținerea purității. Pentru asigurarea menținerii purității se folosesc colectoare speciale brevetate. Deci nu sunt, propolisul nu este colectat așa în orice fel de var. Este un produs 100% natural și nu conține conservanți sau coloranți artificiali. De asemenea, spuneam că este o formulă excelentă de hrană, un foarte bun antioxidant, un foarte bun antibiotic. Și vorbim acum și de concentrația lui. O tabletă de propolis, de Forever Deep Propolis, este egală cu 500 de miligrame de propolis, adică cu jumătate de kilogram, dragii mei. 30 de tablete de Forever Deep Propolis înseamnă 30 de kilograme de propolis într-un flacon. În plus, această formulă de propolis mai conține și urme de lăptișor de mască, miere și proteine din soia. Lăptișorul de mască, ultimul dintre preparatele oferite de Dumnezeu prin intermediul albinelor, reprezintă secreția lactescentă a glandelor faringiene ale albinelor, deci niște glande la nivelul gâtului pe care, care secretă acest lăptișor de mască. Acesta este amestecat cu enzime pentru a deveni super alimentul destinat hrănirii albinelor care urmează să devină regină. Ce face regina? Este capabilă să depună până la 3.000 de ouă pe zi timp de 6 ani. În timp, ca să putem face comparație, albinele lucrătoare se hrănesc numai cu miere, ele trăiesc doar 4-6 săptămâni, ori o mască trăiește 6 ani și depune fiecare zi până la 3.000 de ouă de albine. Conține vitamine A, C, D, E, sursă bogată de vitamine din complex B, dintre care o componentă importantă este vitamina B5, acidul pantotenic,
care este esențială pentru întreg metabolismul organismului. Are toți cei 8 aminoacizi esențiali și 10 aminoacizi neesențiali din cei 22 necesari organismului. Cantități importante de minerale, precum calciu, cupru, fier, fosfor, potasiu, siliciu și sulf, sunt toate prezente în lăptișorul de mască și sunt concomitent o sursă importantă pentru refacerea ADN-ului celular. Ce este iarăși un mineral extrem de important? Cobaltul, care participă activ la schimbul de proteine din organism, este prezent într-unul dintre cele 15 microelemente existente în lăptișorul de mască. Undeva cam 14-18% din conținutul lăptișorului de mască este constituit din substanțe proteice, din factori de creștere și microelemente și vitamine absolut vitale organismului. Ceea ce face din lăptișorul de mască un element nutritiv deosebit, util pentru digestie, pentru combaterea insomniei, pentru combaterea efectelor stresului, un aport important în combaterea anemiei fetisoase și în regenerarea glandelor cu secreții interne, a glandelor endocrine. De aceea, eu îl însoțesc întotdeauna, de fiecare dată când mă confrunt cu situații din partea dumneavoastră legate de disfuncționalitatea glandelor endocrine. Ce știe să facă lăptișorul de mască? Păi, ajută la scăderea colesterolului rău, îmbunătățește memoria, da? Combate oboseala, îmbunătățește sistemul imunitar, combate stresul și are proprietăți antioxidante și anti-îmbătrânire datorită elementelor sale nutritive. De ce Royal Jelly? Adică, de ce lăptișorul de mască de la Forever? Repet, pentru că nu conține conservanți, coloranți sau aromatizanți artificiali. Pentru că este colectat din regiuni nepoluate, izolate, intense și etice, cu condiții ideale de mediu pentru stup. Pentru că imediat ce este colectat din stup, este răcit rapid până la congelare, pentru a elimina surplusul de apă fără a afecta vitaminele, mineralele, respectiv toate elementele nutritive ale acestuia. Atenție! Per tabletă de Royal Jelly avem 250 mg de lăptișor de mască. La 60 de tablete per flacon avem 15 kg de lăptișor de mască. Deci, vă dați seama ce cantitate concentrată avem în aceste flacoane ale noastre. Mă uitam că eu chiar am aici lângă mine colenul și cățelușa mea alături de mine este una din marile iubitoare ale acestui preparat. Deci este un element nutritiv deosebit. Luăm o comparație de prețuri. Eu am făcut aici comparare de prețuri și atenție, prețurile pe care le aveți aici sunt prețuri mari, sunt prețurile de catalog și ca să puteți face comparație cu cantitatea de granule de polen, de exemplu, care se găsesc 100 de kilograme de pulbere, da, față de cantitatea pe care o avem noi în preparatele noastre. Și să conștientizăm că produsele noastre, fiind extrem de concentrate, per gramaj, sunt extrem de ieftine față de cât ar trebui să coste și sunt competitive. Și comparativ cu ce am găsit eu aici, sunt prețurile de miere și de produse apicole serioase, nu, adică care au un anumit grad de calitate. Ce alte preparate cool ale supului mai avem noi în oferta noastră? Păi să nu uităm de aloe propolis cream, care este un excelent preparat cosmetic pentru menținerea sănătății pielii, tonicității și texturii. Este îmbogățit cu vitamina A și E, care au efect regenerativ, hidratant și antioxidant. Este
practic, din punctul meu de vedere, crema noastră cu antibiotic natural, pentru că ce am vorbit din acum despre propolis este unul dintre cele mai importante elemente anti-infectoase, antivirale, antimicrobiene pe care natura putea să ne le ofere și pe care noi le avem în acest preparat alături de mucosel, vitamina A, A și E. Și bineînțeles puse în bază de aloie, care aloie permite transportul mult mai ușor al acestora până în profunzimea pielii. Ne mai avem micul sanitar din pochetă, respectiv aloie lip, care conține ceară de albine, conține miere și este micul sanitar. De ce? Pentru că prin conținutul său de aloie vera și de produse apicole, nu numai că oferă frumusețea buzelor noastre și acolo pe unde atinge pielea, ci aduce și sănătate și efect bun împotriva infecțiilor virale, infecțiilor bacteriene și infecțiilor micotice. De asemenea, sanitizerul, da? Micul ajutor din pochetă elimină 99,9% din bacterii, dar concomitent oferă, datorită prezenței mierei, lavandei, gelului de aloe vera și efect și hidratant concomitent și efect antiinflamator. Și în momentul în care te dai pe mână cu el, nu rămâne lipicios, nu rămâne neplăcut pe mâini, ba din contra, pielea arată ca și cum te-ai dat concomitent și cu o cremă de mâini. Infoproduse Arom Forever Living.ro este modalitatea prin care puteți să fiți în contact cu mine. Eu în fiecare zi voi verifica e-mail-urile și vă pot ajuta dacă pe parcursul sărbătorilor vă întâlniți cu prieteni care au nevoie de ajutorul nostru. Și pentru că spuneam că este ultima întrevedere a noastră din acest an, vă urez ca noul an să aveți un start excelent în ianuarie, dragoste în februarie, liniște și concentrare în martie, nicio grijă în aprilie, umor și creativitate în mai, distracție din iunie până în august, înțelepciune în septembrie, generozitate în noiembrie și fericire în decembrie 2019. Să aveți un an nou fericit, excelent! Numai bine vă doresc!